Potrivit specialiștilor, unul dintre cele mai păguboase obiceiuri alimentare ale românilor este nerespectarea orarului meselor. Practic, greșeala cea mai frecventă cu care mă întâlnesc aici la cabinet și pe care o fac pacienții mei este că mănâncă o dată maxim de două ori pe zi și de obicei aceste mese sunt în a doua parte a zilei. Modelul tipic al omului modern este că nu mănâncă dimineața, nu mănâncă la prânz și mănâncă o masă copioasă seara. În consecință, kilogramele se acumulează. Corect ar fi să mănânce 3 mese pe zi, oricare dintre noi, 3 mese pe zi și câteva gustări intermediare. O altă greșeală este consumul de alimente tip fast food, dulciuri, băuturi îndulcite și băuturi alcoolice în exces. Așadar, atenție, este greșit să consumați băuturile spirtoase înainte de masă. Mai acordă oare românii importanță la mesele zilnice, dar și la meniu? Nu țin cont. De ce? Nu aveți timp? Poate lucrați și nu apucați să... Da, da. Când am ocazia, nu în fiecare zi. De ce nu în fiecare zi? Depinde de programul meu. Am trebuit să ai grijă la ce mănânci? În general, da. E greu de spus. În general nu. Prânzul servit în grabă sub formă de sandvișuri consistente hipercalorice, gătitul prin metode nesănătoase, prăjeli rântași și adaos excesiv de smântână în mâncare sunt alte obiceiuri alimentare păguboase. Pentru o viață echilibrată din alimentația românilor nu ar trebui să lipsească legumele, fructele, produsele cerealiere integrale sau peștele sănătos preparat. Din păcate însă, puțini sunt cei care își mai permit un asemenea meniu.